Miercuri a avut loc la Biblioteca Județeană Petre Dulfu Baia Mare lansarea volumului Incursiuni în lumea cărților, semnat de criticul literar profesor dr. Delia Muntean. Evenimentul a fost organizat de Colegiul Național Vasile Lucaciu în colaborare cu Instituția de Cultură Gazdă și revista Nord Literar. E vorba despre niște întâlniri cu scriitori, cu opere literare, despre care am publicat cronici, recenzii în presa culturală. Este a patra mea carte, trei sunt de critică literară, una este o traducere a unei cărți de management educațional din limba franceză. La eveniment au participat cadre didactice, scriitori, prieteni și elevi ai colegiului, la care autoarea își desfășoară activitatea. Sunt profesor de matematică, dar am ținut să fiu prezent aici, să-i mulțumesc doamnei profesor Delia, domnule profesor dr. Delia Muntean, pentru tot ce face pentru ca școala noastră să se ridice de fiecare dată la nivelul așteptărilor, atât a elevilor cât și a părinților. Vreau să vă spun că este una dintre cele mai iubite profesoare din colegiul nostru. Este rodul îndelungat al activității desfășurate de doamna Delia Muntean în cadrul redacției revistei Nord Literar. Este a treia carte a domniei sale și întâmplarea a făcut să fiu prezent la toate cărțile. Un excelent ghid pentru cei tineri, să arunce o privire în cuprins, apoi și între paginile cărții, să vadă cea mai apărut nouă materie de literatură. Ei sunt invitați să citească, știut fiind că vocea criticii literare, între altele, are rolul să evalueze operele nouă apărute. Lucrarea a apărut la o editură din Cluj-Napoca.